Acțiunea de control, la care au participat mare parte din efectivele de poliție rutieră și ordine publică din județ, sub coordonarea ofițerilor din cadrul IGPR, Direcția Rutieră și Direcția de Ordine Publică, s-a desfășurat vineri după amiază în intervalul orar 16:24, continuând între aceleași ore și sâmbătă. A fost vorba practic de o invazie de polițiști pe străzi, cum nu s-a mai văzut de o perioadă lungă de timp și probabil nici nu se va mai vedea prea devreme. Polițiștii de la București au venit cu grafice de control bine stabilite, acestea fiind comunicate colegilor de la Suceava abia în momentul în care s-a plecat în acțiune. După cum ne-a declarat inspectorul principal Gabriel Panțiru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, au fost aplicate 426 de amenzi cu o valoare de aproape 100.000 de lei, fiind reținute 28 de permise, din care 11 pentru consum de alcool, 8 pentru depășiri neregulamentare, 7 pentru viteză și câte unul pentru neacordare de prioritate pietonilor, respectiv defecțiuni tehnice. Nu au lipsit nici grave infracțiuni rutiere, 12 la număr. Este vorba de 8 șoferi prinși cu concentrații de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, unul care a refuzat recoltarea de probe biologice, doi care au circulat la volanul unor mașini nenmatriculate și unul care nu avea permis. De asemenea, în cadrul acțiunii au fost reținute 24 de certificate de înmatriculare. Controlul a avut și o componentă legată de transporturile ilegale de material lemnos. Aici nu s-au descoperit însă mari nereguli, fiind confiscată cantitatea de 6,75 de metri cubi lemn fără acte.